Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou videoclip. Înainte de a începe, nu uitați de butonajul de like, abonați-vă pentru mai multe videoclipuri pe acest canal de acest gen cu porumbei. Suntem aici la porumbei, facem un videoclip la porumbei, să vă mai arăt noutățile, ce mai avem. Mai avem foarte multe din punctul meu de vedere. În ultima săptămână avem ceva noutăți. Avem și o noutate proastă, din păcate. Masculul ăsta la ochi, dacă aș putea acum să îl prind așa cu grijă. Op. La ochiul ăsta nu știu ce a pățit. L-am găsit așa, văd că acum i-a mai trecut, pentru că avea numai sânge, după cum vedeți și pe el, pe aripa acolo jos, adică mai sus. Are sânge, l-am găsit cu sânge la ochi, dar nu știu de ce. Eu mă gândeam ca să nu-l fi ciugulit puii când cereau de mâncare să-i fi dat în ochi. Și văd că acum a început să-l deschidă. Bate foarte rău vântul. O să intru în interior în curând ca să fie mai adăpost. Dar sper să-și revină, pentru că este unul dintre masculii mei preferați. Haideți să intrăm și în interior să vă mai arăt, pentru că aici avem mai multe noutăți, ca să zic așa. Haideți să începem de aici. Avem aici perechea de albi, superbă, două bune. Aici încă o pereche de albi, la fel, două bune. Aici perechea asta, femela aceasta superbă și ea, cu masculul acesta superb, se pregătește acolo. Jos avem cei doi pui cu mama lor, care au crescut destul de bine. Și aici avem și puii de la voltați, care s-au dezvoltat, din punctul meu de vedere, bine. Aici avem masculul. Și ia uitați cum este masculul acesta la ochi. După cum vedeți, nu știu, puteți să vă dați și voi o părere despre ce ar putea să, de la ce ar putea să fie. Văd că, cred că vede cât de cât acum cu ochiul și sper să vadă în continuare. Aici avem două bune, masculul ăsta cu porumbița aceea, cea colorată. Aici se pregătește porumbița asta cu masculul ăla de jos, de acolo. Se pregătește. Aici ăștia are două, dar nu le-am verificat, nu știu dacă sunt bune sau nu. Jos acolo avem două bune la perechea de albi, la fel și a o pereche superbă. Acolo avem tot așa două. Încă nu știu dacă l-a scos pe al doilea, cred că are doar un nou. Stați că acum mi-am dat seama, cred că are doar un nou. Urmează să-l scoată, cred că mâine, pe al doilea. Aici ceilalți porumbei. Femela asta este acolo, cu masculul acela. Deci cam ăștia sunt. Cred că săptămâna viitoare, când voi veni acasă, o să găsesc și ouă acolo și ouă aici. Și sper să fie așa, pentru că mă bucur foarte mult. Dar nu prea mă bucur. Într-un fel mă bucur, într-un fel nu, pentru că nu am spațiu pentru ei. Dacă este cineva interesant, v-am mai spus de foarte multe ori, dacă sunteți interesați de porumbei din ăștia superbi, n-au probleme de sănătate, ce vând, nu au probleme de sănătate, sunt superbi, eu nu i-aș fi dat, dar nu am spațiu pentru ei. Ia uitați, frumosul ăsta, cea de acolo, femela aia sau mascul, pare a fi femelă, iar ăla de acolo, ce mai e ăsta de aici, ăștia pe aici, mai mulți, sunt mai mulți, care ar putea fi dați aici așa. Și cam ăștia sunt în interior. I-am făcut ieri curățenie pe aici, pentru că era mizerie multă, i-am făcut curățenie ca lume. Și pe aici
Bine că rămâne găinațul imprimat, acolo perechea aia, acolo jos a scos, i-am pus cuibar. De la ultimul videoclip am spus că văzusem atunci fix pe videoclip, nu văzusem înainte, am văzut fix pe videoclip că are un ou și i-am pus cuibul, i-am pus niște paie. O să mai urmeze să aduc niște paie aici, pentru că ăștia, nu știu, le-au dat jos, le-am prăștiat, nu știu ce a făcut, pentru că le-am așezat în formă de cuibar, așa, aici, frumos, ca să aibă. Acolo, la fel, i-am făcut tot așa la ăia. Și cam atât cu noutățile pe aici. Deci, noutăți ceva mai... Da, și între timp mi s-a oprit și filmarea, dar nu mai aveam nimic să vă mai prezint. V-am prezentat tot ce am avut de prezentat și am uitat să vă spun, pentru că masculul acela, cred că știți de care zic, alb, voltat indian, l-am dat. A venit cineva, l-a luat și l-am dat. Doar ăla am reușit să-l dau, voiajor n-am mai dat nimic. Și cam asta ar fi și cu videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați și voi de butonajul de like. Abonați-vă pentru mai multe videoclipuri pe acest canal, cu porumbei, cu mai multe ce mai vedeți pe aici. Am ieșit și ăștia între timp afară, la aer. Asta ia uitați, las puțin să văd dacă pot să-l prind ochiul cum este. Văd că începe să-l deschidă, dar nu știu dacă, văd că vede, dar cred că vede așa puțin încețat, nu cred că vede ca lumea, dar sper să-și revină. Și cam atât, o zi bună în continuare și pa, pa!